S-au terminat înscrierile pentru examenul de barou din județul Mehedinți. 12 candidați vor susține testul pentru poziția de stagiar și doar un singur avocat va participa la examen pentru postul definitiv. Pentru cei care au ieșit de pe băncile facultății și vor reuși la examen, va exista o perioadă de 2 ani în care își vor desfășura activitatea într-un cabinet de avocatură pentru a deprinde, practic, tainele profesiei de avocat. 12 absolvenții ai Facultății de Drept se pregătesc pentru examenul de admitere în baroul Mehedinți, ce va avea loc în 18 septembrie. După promovarea examenului, aceștia vor parcurge 2 ani de stagiatură în cadrul unui cabinet de avocatură. Examenul de primire în profesia de avocat se organizează anual sau chiar și de 2 ori pe an în funcție de stabilirea programului de examen de către UNBR sau de către INPPA. Anul acesta, la Barou Mehedin, s-au înscris 12 candidați pentru profesia de avocat ca și stagiar și avem un singur coleg care dorește să intre în profesia de avocat ca avocat definitiv. Sigur că diferențele dintre cele două categorii de candidați sunt date de vechimea în profesia juridică. Pentru absolvenții de facultate sau pentru cei care n-au vechimea minimă pentru a se înscrie la examen pentru categoria definitiv, se înscriu pentru stagiari. Noi avem 12 candidați pentru stagiari. În Mehedinți, un singur avocat susține examenul pentru postul definitiv. Pentru cealaltă categorie, pentru avocații definitivi, ei pot, după promovarea acestui examen, care va fi validat de către UNBR și ulterior de către baroul Mehedinți, poate să-și deschidă direct cabinete de avocat. Stagiarii trebuie pentru 2 ani de zile să-și desfășoare activitatea în cadrul unui cabinet de avocatură, în cadrul unei societăți de avocatură. Și abia ulterior, după ce promovează examenul definitivat, pot să-și deschidă propriile cabinete de avocatură sau să colaboreze cu alți colegi, în funcție de formele de organizare prevăzute în legea 51, fiecare în funcție de dorința lui. Cei care susțin examenul trebuie să achite o taxă în valoare de 1400 de lei.